Astăzi, elevi de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Buzău au mers în Parcul Sfinții Îngeri pentru a le lansa o provocare trecătorilor. Le-au citit câteva versuri și le-au cerut să continue poezia cu versiunea proprie. Cei lipsiți de inspirație au primit variante ajutătoare. A făcut o nouă formă de poezie. O formă nouă de poezie. V-ați făcut vreodată poezie? A scris? Am făcut, da. A scris? Nu, ați scris voi. A, da, da, da? Eram mici pe atunci. A, erați mici. Hai să încercăm o altă formă de poezie. Poezia este o vacanță de pictură a fericirii, luptăm sub și ce crezi tu că s-ar putea potrivi? Un cuvânt. Un cuvânt sau două? Luptăm sub... Un cuvânt, să-l scriem aici. Luptăm sub demnitate, nu știu. Scrie. Da. Hai, scrie, scrie. Poezia data aici. În curând ce a inovat complet așa, poezia. Și am vrea, dacă doriți, să ne ajutați să completăm o poezie pe care o avem aici. Poezia este pentru noi și dumneavoastră trageți un cuvânt și ne ajutați să completăm. Și o să vă lăsăm și cuvântul cadou. Ce, să vă spune un cuvânt? Nu, să-l alegeți de aici. A, așa fac să zic. Și poezia este pentru noi, capitolul 1. Iar noi o să păstrăm acolo cuvântul scris și dumneavoastră păstrați cuvântul. Acțiunea a fost organizată pentru marcarea 100 de ani de la lansarea curentului artistic dadaist la Zürich, în Elveția, în 1916. În cadrul proiectului Lectura fără frontiere ne-am propus și acest eveniment de promovare a lecturii, dar în același timp de aniversarea dadaismului. Suntem foarte bucuroși că elevi voluntari de la Colegiul Național Mihai Eminescu și-au propus într-un spațiu public, cum este Piața Centrală și în acest parc, să le ofere trecătorilor, buzoienilor care nu au timp sau care au timp, ocazia de a alcătui poezii, de a compune poezii în stil dadaist, în banalitatea pe care o avem de zi cu zi, să aducem și un strop de poezie. Tot în cadrul acestui proiect, elevii au lăsat pe caldarâm o carte pentru a testa interesul trecătorilor pentru carte și lectură. Niciunul dintre trecători nu și-a manifestat curiozitatea. Acțiunea a fost organizată în parteneriat cu Centrul Cultural Francofon. În această săptămână se vor organiza și alte acțiuni cu public, precum Picnicul Francofon, vineri în Parcul Marghiloman, și Festivalul Franco Chanson, în weekend în sala Consiliului Județean.